Atât mulțumiri, Doamne, pentru tot ce a făcut pentru mine și cer Domnului să mă învață prin bunătate Lui, ca să știu când să vorbesc, când să tac și ce să spun și cum să sunt cu privința orice lucrare în viața mea. Amen, amen. Iată ce zice Domnul prin Duhul Sfânt pentru tine. Stai aproape de mine, căci am privit cu milă peste tine și te-am ajutat când tu nici nu te-ai așteptat și când tu n-ai crezut că-ți vine izbăvirea de la mine, ci eu ți-am venit în ajutor. Te-ai minunat și ai mulțumit de multe ori, dar de multe ori vrăjmașul vine și caută să-ți aducă descurajare și întristare în inima ta și caută să te supere chiar printre cei dragi care sunt pe lângă tine și să te facă să fii mâhnit. Dar să-ți îndrepți privire despre mine, zice Domnul, că de la mine îți va veni izbăvirea și binecuvântarea. Pentru că am o lucrare permanent în mod de chiar să am să fac cu tine. Și nu este mică lucrarea pe care vreau să fac. Vreau să te folosesc mai mult ca oricând în câmpul Evangheliei. Apropie-te dar de mine și slujește-mi că și eu, Domnul, te voi binecuvânta. Amin. Fratele, dacă vei veni mai des aici la noi, Domnul să vă ocupați de tine și dar vreau să și vorbești ceva. Fratele, vorbește-și din cuvânt, chiar dacă e tânăr. El nu e... Câți ani ai? 30 și... 32. E capitale. La 32 de ani și el mai vorbește din cuvânt, dar e mai mult s-a ocupat cu cântările și asta. Dar vede că Domnul vrea să folosească mai mult și în câmpul Evangheliei și va da putere pentru Duhul Sfânt ca să vorbească. Slăviți să fie numele Domnului. Dacă mai se